Salut! Sunt Marius de pe dlui.ro și în acest video am să-ți prezint un nou truc magic sau putem să-l numim truc de bar pentru că poate fi realizat într-un bar, restaurant sau într-o altă locație în care avem un pahar, o monedă și un chibrit. Pur și simplu luăm chibritul și îl echilibrăm pe monedă, după care punem paharul peste monedă și chibrit, după care privește ce se întâmplă. Ați putut observa cum chibritul urmărește fixul. Cum am realizat acest truc? Foarte simplu. Tot ce aveți de făcut este să frecați pixul de plastic de tricou pentru ca acesta să se încarce electrostatic sau de băr. Copiii de la școală cu siguranță cunosc acest truc pentru că făceam trucul acesta în generală cu liniarul, respectiv cu bucățile de hârtie care se lipeau imediat de liniar. Funcționează pe același principiu, dar este mult mai interesant pentru adulți să folosească un chibrit, o monedă și un pahar dacă se află într-un bar. Simplu de tot, nu-i așa? Accesează dlui.ro. Să descoperim lumea împreună.